Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un episod. Suntem aici pe rpgpupizdo.ro, serverul vostru favorit, iar astăzi vom vorbi despre câți bani am reușit să câștigăm aici pe server din 150 de contracte aici în Hitman Agency. Dar înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, subscribe, să dați un la casa 503, casa mea care este chiar aici în față, să folosiți codul meu de referal dacă vreți să vă aici pe server, aveți codul aici cât și în descriere. Bonusele le veți găsi tot acolo sau pe serverul de Discord pe care vă recomand să intrați dacă vreți să vă luați mod pe care să stăm de vorbă. Nu uitați că puteți să vă luați funcția de membru de 6 lei dacă vreți să vedeți clipurile înainte cu ceva ore sau cu câteva zile, sau funcția de membru de 20 de lei cu care puteți să vă luați acest mod pe nebun care este updatat constant. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, @mariogramu, iar acum haideți să trecem la episodul nostru de astăzi. Bun băieți, cum v-am spus, astăzi vom vorbi despre câți bani am reușit să câștigăm din 150 de contracte. Dacă nu știți, fac această serie în care vă prezint câți bani am reușit să câștigăm din 50 în 50 de contracte, pentru că sunt curios de acest lucru pur și simplu. Pentru că mereu mi-am pus întrebarea asta, bă, câți bani fac într-o facțiune din raportul ăsta, și vreau să documentez asta ca să vedeți și voi și poate vă ajută să intrați într-o facțiune. De exemplu, bine, eu voi face doar pentru facțiunile în care voi fi și cum sunt acum în Hitman, fac la Hitman câți bani câștigăm din 50 în 50 de contracte. Așadar, va trebui să intrăm pe website și pe evidența noastră nebună, așa că revenim de pe website. Bun băieți, haideți că avem aici frumos evidența, va trebui să dăm split la ecran. Bam, haideți că am dat și split la ecran, vedeți, avem aici o evidență nebună. Din 100 de contracte până acum am reușit să câștigăm un caca 700 aproape. Vom șterge chestia asta și am rămas la 4 doors more worse. Deci va trebui să intrăm la income aici, la faction income, și trebuie să-l căutăm pe băiatul ăsta. Vom da câteva pagini, că n-am mai făcut de mult această evidență la contracte. Și nu ezitați, dacă vă vedeți pe aici pe liste, să lăsați comentarii. Chiar sunt curios pe câți dintre voi am reușit să omor. Hai să vedem, mai dăm puțin. 15, 16, să vedem pe aici. Four doors, nu e, din păcate, mai căutăm. Ia să încercăm cu inspect elementul. Four doors. Căutăm așa la fiecare pagină. Opa, aia vedeți că am găsit. Ia să vedem, ăsta e. Four doors more words și Nikita Kiri. Ăsta e. Roberte, deci trebuie să luăm de acum în sus. Mamă, pagina 19. Deci avem o grămadă de documentat. Că practic până la pagina 1 mai e o grămadă. Bun, așa că o să dau pe speed cât trec eu toate contractele astea, ca să nu vă plictisesc, și mai revenim dacă e ceva de adăugat. Hai că încercăm abordarea asta în care luăm contractele așa direct, scriem numele și după luăm toate sumele la fiecare. Să vedem dacă funcționează mai repede. Bam, și acum trebuie să trecem sumele la toate chestiile astea de aici. Bun, și acum mai avem de trecut. Hai să trecem la o următoare pagină și hai să trecem numele la toți băieții de aici. Bun, haideți că am reușit să trecem numele de pe pagina asta, acum trebuie să trecem sumele câștigate de pe fiecare contract. Chiar sunt curios câți dintre voi vă vedeți pe lista asta cu contractele pe care o trec eu aici sau mai sus. O să mai dau oricum, după ce terminăm depus încă 50 de contracte aici, o să dau mai sus să vă vedeți pe liste, că v-am zis, chiar sunt curios pe cine am omorât de aici. Hai că am mai terminat și cu pagina asta, pagina 17, mai avem depus încă 17 contracte, așa că hai să dăm viteză. Bun băieți, am trecut numele și de pe pagina asta, mai trebuiau fix două contracte ca să facem 150, dar nu-i problemă, hai să trecem sumele și trecem la următoarea pagină să mai luăm două nume de acolo. Mamă, dar acum văd că aceste contracte sunt din februarie, bă băieți, deci a trecut ceva timp de atunci. Haideți să trecem și la pagina 15 să mai luăm două nume de aici. Mai avem nevoie să facem 150 totalul aici la contracte. Bam, luăm și banii de pe fiecare și avem 150 de contracte. O să facem frumoasă pagina asta, deci putem să dăm X la asta. Facem frumos tabelul și revenim.
Bun, băieți, haideți că am făcut frumos tabelul, dar acum trebuie să stau să pun virgulă la toate sumele astea ca să calculăm corect, așa că revenim. Bun, haideți că mai avem destul de puțin, mai avem undeva la 18 contracte, merge destul de repede, fac totul din tastatură. Știu că în primul episod stăteam și mă chinuiam de pe mouse și de pe tastatură, adică nu foloseam doar tastatura și dura mult mai mult, dar acum văd că merge foarte repede. Bun, haideți că am terminat, am uitat să fac tot ăsta cu verde fundalul, dar stați că facem imediat. Bun, haideți că am făcut, stați să facem și textul negru, acum mi-am dat seama. Bun, deci este totul la linie, cum s-ar spune. O să dau așa un mic scroll, poate vă vedeți pe aici prin listă, v-am zis, aștept comentarii dacă v-am omor pe aici vreodată, pe joc. Și acum haideți să aflăm adevărul, câți bani am reușit să câștigăm din 150 de contracte aici în Hitman. Vom da aici egal sum, bam, deschidem paranteză B1, 2 puncte, B150 și haideți să vedem 2KK230, destul de bine. Din câte știu, câștigasem din 100 de contracte 1,7 parcă la începutul videoclipului, deci am mai adăugat ceva la acea sumă. Mi se pare ok, sincer, aștept acum să văd ce părere aveți voi despre această sumă, cum vi se pare, dar mie mi se pare destul de ok, având în vedere că până la urmă sunt bani făcuți din raport și nu știu în ce facțiune mai face atâția bani. Acum că am aflat adevărul, haideți să intrăm pe SAMP să mai facem și niște contracte, să mai adăugăm aici la această listă mirobolantă. Bun, băieți, haideți că am intrat aici frumos pe SAMP. I-am salutat aici pe băieți pe Slash F, să vedem, poate ne salută și pe noi ceva, dacă nu, nu-i problemă. Am mai adăugat aici câteva chestii la modpack, dar v-am zis, băieții care au funcția de membru de 20 de lei, văd acolo update-urile constant. Dar oricum arată mult mai bine modpack-ul în momentul de față față de startul acestui modpack și încă mai vreau să adaug câteva chestii, dar să vedem că sunt în căutare de moduri și chestii de genul. Iar sunt curios ce contracte ne va da și nouă serverul astăzi. Sunt destul de puțin player, nu știu care e chestia, că ieri parcă pe la ora asta erau mult mai mulți player, erau undeva la 500, aproape 600, în momentul de față doar 370. Cred că a fost un restart de dimineață sau ceva de genul, că nu știu, mi se pare prea mic numărul de jucători. Dacă nu, înseamnă că pur și simplu n-a intrat lumea să se joace, nu știu care e treaba. Vom da slash portable, order 3, order 3, order 3, să sperăm că nu vom lua vreun FV astăzi. Bam, spawnăm Maverick-ul frumos, vom da get hit, avem pe Shadowblade. Ok, avem pe Shadowblade pe care am mai avut și ieri contract pe episod, dar nu-i problemă, mergem să-l omorâm. Deci ești sub acoperire, scrie frumos acolo în chat, din păcate nu scrie și în dreapta jos pentru că este bugul ăla nebun care nu ne arată. Așa am reușit să iau și primul FV aici în Hitman, dacă nu mă înșel, pentru că nu a scris că aveam undercover, dar nu-i problemă, nu o să fie cazul să facem ceva greșit în acest episod, pentru că suntem și noi atenți chat. Numai ne jucăm așa haotic. Cel puțin încerc să nu fac asta. Da, băieți, bă, chiar sunt curios ce părere aveți despre banii ăia. V-am zis, mie mi se par niște bani foarte buni câștigați, având în vedere că sunt din raport până la urmă și nu știu în ce facțiune mai câștigi 2,2 ca sau 2,3, nici nu mai știu cât am câștigat. Adică mi se par foarte mulți bani câștigați din simplu fapt că faci raportul, chestie pe care oricum trebuie să o faci în orice facțiune te duci. Hai să vedem cum reușim să-l omorâm pe băiatul ăsta că este în casă. Africa, să sper că nu vom lua creși. Ia să vedem, luăm creși sau sal. Ok, n-am luat creși. Din fericire, bam, îi dăm kill lui Shadowblade aici frumos. 10K frumos, adăugăm la lista aia nebună când o să fie timpul. Acum avem contract pe Zoomer, care este la Queen's F, cred că e în HQ El Loco sau ceva de genul. Undercover-ul a rămas, deci îi dăm forță spre Zoomer. Și da, mă băieți, bă, dacă aveți idei de videoclipuri, nu uitați să le lăsați și voi în comentarii sau pe serverul de Discord, că avem nevoie aici de idei să postăm aici în fiecare zi pentru voi. O să vină și webcam-ul, bă, băieți, săptămâna asta, deci ne vom vedea la un live cu face reveal, ca să zic așa. Bine, băieții care m-au pe Instagram știu cum arăt și chestii de genul, dar poate o să fie o surpriză și pentru câțiva dintre voi. Deci vă aștept în weekend pe live cu facecam frumos, să ne luăm bule aici pe SAMP. Ia dă și noi un slash referral să vedem ce referal avem online. Ok, 0 referal conectați, am înțeles. Slash stați, ia să vedem cum stăm cu banii. Mamă, băieți, avem doar 11 KK.
Dacă am dus averea mea, am reușit să pierd și vreo 2 caca la poker acum câteva zile și de atunci am zis să mă retrag, dar chiar sugerez dacă vreți să facem un videoclip despre câți bani am reușit să pierdem la poker, că putem să vedem acolo în incam, deci dacă vreți să vedeți un videoclip de acest gen, aștept să lăsați un comentariu cu vrem video despre poker. Corele, băi, stăm destul de bine, avem 18 luna asta, mi se pare destul de ok, goal-ul ar fi să avem vreo 30 sau de fapt nu, să fie gen orele egale cu zilele lunii, dar cam greu să facem acest lucru, dar vom vedea. Bine, dacă aș face live-uri, încă vreo 2-3 live-uri, ajungem la 30 de ore, dar momentan ne descurcăm și așa cu 18 ore luna asta. Ok, stați așa, că se pare că nu e african HQ, e în afara HQ-ului, deci hai să vedem de unde îi dăm 300 de metri, să sperăm că putem să îi dăm de pe clădirea asta, parcă erau 300 de metri. Ok, apare nu erau 300 de metri, dar îi dăm de pe clădirea asta, de aici, de lângă, de unde sunt 300 de metri, dar nu știu dacă îl vedem, ia să vedem. Ok, nu-l vedem, hai să încercăm să ne urcăm pe Maverick. Bun, mamă ce bine îl prinde de aici frumos, 300 de metri, 9K, foarte bun contractul ăsta. Avem acum pe Interlop ID 57, care este prin LV. Hai să-i dăm viteză spre LV. În momentul de față avem 4900 de metri de parcurs, dar facem imediat kilometri aceștia cu acest Maverick. Mamă, acum văd că avem 3000 de kilometri pe acest Maverick. Cred că l-am luat de la Sheptaru cu foarte puțin kilometri. Știu că nu avea, cred că nici 300 de kilometri n-avea, deci am făcut ceva kilometri pe acesta. Oricum, foarte bun ajutorul lui Sheptaru cu acest Maverick, pentru că dacă nu era el, probabil nu făceam banii ăștia din contracte. Și acum îmi dau seama că eu îi dădusem 3K pe el, dar bine, că mi-a dat băiatul banii înapoi și mulțumesc pe această gale dacă vede videoclipul. Că am câștigat aproape toți banii înapoi a 3K pe care îi dăduse din 150 de contracte. Din 200, când ajungem să facem la cele 200 de contracte, probabil o să ne iasă undeva la 3K, deci îți cam recuperez banii destul de repede. Dar bine, eu nici nu prea fac puncte în plus, adică dacă faci puncte în plus la raport și chestii de genul, îți dai seama că faci o grămadă de bani și chestii de genul, dar eu fac raportul minim, că și așa mă chinui să-l fac și pe ăsta. Hai că ne-am luat cu vorba și mai avem 1200 de metri aici până la Interlop. Să sperăm că nu vom lua crești, pentru că probabil este într-o casă și va, după cum știți, cam iau crești când intru în case. Bă, deci am băgat color mod pe mod pe ăsta. Bă, și mi se pare tare rău de tot. Mi-a venit cheful rău de tot să mă joc Samp, că vedeți, arată mult mai colorat totul și mult mai frumos. Probabil o să vedeți oricum diferență față de ultimul videoclip în care am jucat cu acest modpack. Ia să vedem, să ne dăm frumos jos din Maverick acum. Ok, stați așa că nu cred că este într-o casă băiatul ăsta sau... Ba da, e în casă, perfect. Văd că sunt ceva conturi AFK pe aici. Cred că fac băieții job. Ia să vedem care e jobul zilei astăzi. Ok, distribuitor de droguri. De asta sunt oameni pe aici, pe la zonele astea unde se livrează drogurile. Hai să intrăm în casă la Speedizor. Ia, uitați-l pe Interlop. Bam, îi dăm kill 9K aproape. Destul de bine. Bine, se cam iau puțin bani dacă mă întrebați pe mine în momentul de față din contracte. Dar nu știu care e problema. Dar ne descurcăm cu banii ăștia. Adică dacă țineți minte, prin iarnă parcă, când a fost un maraton ceva de genul, luam minim 15K, 20K pe un contract, dar acum luăm mai puțin. Dar nu-i problemă, ne descurcăm oricum și cu banii aceștia. Nu ne plângem că se fac bani aici în Hitman. Și da, mă băieți, bă, în caz că sunteți curioși despre extragerea giveaway, o să fie anunțată, ca să știți, extragerea, dar va fi anunțată cu câteva zile înainte. Probabil o să fie după ce se va băga maratonul ca să cumpăr un Infernus la preț ok din dealership. Deci mai aveți puțin de așteptat, hai să coborăm aici pe piramidă. Mamă, bine că n-am murit sau ceva de genul, băiatul ăsta e AFK acolo în conturile alea la poker. Hai să ne dăm puțin mai încoace. Bam, și hai să tragem în conturile alea să vedem dacă îl nimerim sau nu. Problema e că s-ar putea să fie mort și gen să fie AFK. Dar hai că ne încercăm noroc. Ia să dăm un ID pe Spartan. Ok, n-apare ca și cum ar fi AFK, dar probabil asta e problema, că e AFK, cum vă zic eu. Hai să tragem câteva gloanțe jos. M-a învățat pe mine Johan, parcă mi-a zis că bă, ia tragem cu să dă pistolul la jos, că... Și că apar conturile AFK sau ceva de gen. N-am înțeles care era ideea, dar am văzut că... Ia uitați că a funcționat, ești nebun. Ia să vedem, mai dăm un get hit. Poate mai pică vreun cont de pe aici. Și avem pe Magadang Umaga 8. Ok, un cont foarte normal. Și care este în Chinatown SF. Mamă, cam departe, băieți. Nu apare checkpoint-ul pe mapa pomă, dar vedem aici, este pe acolo prin SF. Hai să mergem după el, ce să zic. Ia uitați pe unde a ajuns Maverick-ul nostru, e perfect că putem să luăm, nu mai trebuie să ne omorâm. Deci hai să mergem să luăm Maverick-ul, probabil va fi ultimul contract pe ziua de astăzi. Mamă, mai avem 11 viață, dar nu-i problemă că avem skin-ul ăsta cu regen. Chiar sunt curios cât durează să ne facem 100%. Că eu nu prea știu cum e cu
skin-ul, pentru că nu-mi dau seama la cât timp dă 5 viață sau chestii de genul, dar dacă știți să mă ajutați, aștept acolo să lăsați un comentariu. Ia-ți dăm și un biz info să vedem câți bani avem un biz. Ok, 76k, destul de bine, sincer. Dar chiar sunt curios dacă vreți să facem videoclipuri în fiecare săptămână, cam câți bani facem din biz. Deci dacă vreți să vedeți și clipuri de acest fel, aștept acolo să lăsați în comentarii. A, și apropo, dacă vreți să vă luați grade pe Discord, vedeți că am făcut un canal special și aveți acolo câteva grade, faceți ce și vă acord gradele, băieți, deci vă aștept pe serverul de Discord pe care aveți în descriere, bineînțeles. E pusă lumea la raport aici în Hitman, vedeți, face până și Zolomon contracte, Pior Carisma tocmai a finalizat un contract pe Dan Zeu, vedeți, a luat alt contract, acum văd că s-a băgat și Care pe raport, deci lumea e pusă pe raport astăzi. Se pare că nu prea crește viața, avem 9 HP, mai devreme aveam 11, deci nu prea știu cum funcționează skin-ul ăsta, cred că dă la un minut viață sau ceva de genul, dar vom vedea, să sperăm totuși că nu murim până la ținta noastră Magadang Umaga 8, nume e top, ce să zic, să avem grijă totuși să nu ne mai aruncăm din Maverick-ul ăsta, nu de alta, dar ați văzut că murim. Problema e că băiatul ăsta presupun că e în casa aia unde e și acel băiat Etoro, dar are 100 de conturi într-o casă și o să vedeți voi ce interior e la casa asta dacă nu luăm crash. Deci aici sunt două variante, ori luăm crash, ori nu o să găsim ținta. Dar haideți că vedem imediat, haideți să intrăm în casă care este chiar aici în față a lui Nick.exe. Intrăm în casă, ok, încuiată, dăm RAM și ia vedeți chat ce e aici. Opa, ia vedeți că îl vedem pe băiatul ăsta. Bam, i-a dat kill 9k. Și să vedem dacă putem să ieșim din casă. Ok, a mers. Apare numai e bug, dar bine, am avut noroc că îl vedeam de data asta, dar de obicei Vance e băiatul ăla, e Toro și nu-l vezi că pare conturile afecat de multe zile și chestii de genul, deci e mort practic și a rămas afecat cum ar fi. Și cred că cam asta a fost cu contractele pe ziua de astăzi. Avem în momentul de față 8 din 25 la raport, destul de bine zic eu. Am făcut ceva puncte azi, cred că am făcut 4 sau 5 puncte. Și da, mă băieți, bă, sunt curios să văd acolo în comentarii cum vi se pare suma câștigată aici din contracte, pentru că am reușit, după cum ați văzut, să strângem 2,3k din 150 de contracte aici frumos în Hitman. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, subscribe, să dați un like la casa 503K, să mea de acolo de pe Richman, să folosiți codul meu de referral dacă vreți să vă apucați aici pe server, aveți codul aici cât și în descriere, unde găsiți bonuse sau pe server de Discord, unde vă recomand să intrați și dacă vreți să vă luați mod pe cuci să stăm de vorbă. Nu ezitați să vă luați funcția de membru de 6 lei cu care vedeți clipurile înainte să fie postate pe public sau funcția de membru de 20 de lei care vă dă acces la acest mod pe care este updatat în fiecare săptămână cel puțin. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, Aron Mario Gramu, iar eu am fost Thank You și ne vom revedea mâine la un nou videoclip sau poate chiar la un live. Baftă! We'll be right back.